bine ați revenit la probleme rezolvate de termodinamică. Să vedem enunțul problemei pe care o voi rezolva azi. Acesta este desenul sistemului descris în problemă. Când pistonul pompei coboară, se închide supapa din dreapta, se deschide supapa din stânga și intră aer din rezervorul din stânga în pompă. Când pistonul urcă, se închide supapa din stânga, se deschide supapa din dreapta și aerul din cilindrul pompei este împins în rezervorul din dreapta. Deci cu fiecare cursă dus întors a pistonului, trece aer din stânga în dreapta. Și pentru că temperatura este constantă, asta înseamnă că presiunea în rezervorul din stânga scade, în timp ce presiunea în rezervorul din dreapta crește. Întâi trebuie să calculăm presiunile în cele două rezervoare, atunci când presiunea în rezervorul din dreapta este de N ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga. Ce face pompa? Ea transferă într-un anumit interval de timp un număr de moli de aer din rezervorul din stânga în rezervorul din dreapta. Să notăm acest număr de moli cu delta nu. Asta înseamnă că după ce a trecut un anumit timp de funcționare a pompei, în stânga vom avea numărul de moli, să-i spunem nu indice S, nu 0, adică numărul inițial de moli, minus delta nu, în timp ce în dreapta vom avea numărul nu D egal cu nu 0 plus delta nu. Și acum vă propun să observăm ceva. Dacă ne uităm la ecuația termică de stare, P ori V egal cu nu RT, observăm că dacă nu se schimbă nici temperatura și nici volumul, atunci presiunea într-un anumit recipient, în cazul nostru în rezervoare, depinde de numărul de moli. De fapt, este proporțională cu numărul de moli, pentru că presiunea se poate scrie nu RT supra V. Dar dacă nu se schimbă nici temperatura, nici volumul, cazul rezervoarelor noastre, atunci ceea ce am aici este constant. Și înseamnă că presiunea este proporțională cu numărul de moli în aceste condiții. Și atunci, dacă vreau ca presiunea în rezervorul din dreapta să fie de N ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga, înseamnă de fapt că vreau ca numărul de moli din dreapta să fie de N ori mai mare decât numărul de moli din stânga. Adică am relația nu dreapta este N înmulțit cu nu stânga. Și dacă ne folosim de această relație, putem să-l exprimăm pe delta nu, adică numărul de moli care trebuie să treacă din rezervorul din stânga în rezervorul din dreapta, în funcție de numărul inițial de moli. Să vedem, nu dreapta este nu 0 plus delta nu, trebuie să fie egal cu n pe lângă nu stânga, nu 0 minus delta nu. Adică nu 0 plus delta nu trebuie să fie egal cu dn ori nu 0 minus dn ori delta nu. Și atunci am delta nu pe lângă n plus 1 este egal cu nu 0 pe lângă n minus 1.
Și de aici rezultă că delta nu este nu 0 înmulțit cu n minus 1 supra n plus 1. Și am găsit o expresie pentru numărul de moli de gaz, de aer, care trebuie să treacă din rezervorul din stânga în rezervorul din dreapta, pentru ca presiunea în rezervorul din dreapta să fie de n ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga. Am găsit, deci, că trebuie să treacă din rezervorul din stânga în rezervorul din dreapta un număr de moli dat de această expresie pentru ca presiunea în rezervorul din dreapta să fie de n ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga. Dar dacă știm câți moli trec dintr-un rezervor într-altul, putem calcula câți moli vom avea la sfârșit în fiecare rezervor și atunci putem folosi ecuația termică de stare ca să calculăm presiunile, să găsim expresiile pentru presiuni. Presiunea în stânga, înmulțită cu volumul rezervorului, va fi numărul de moli din stânga, înmulțit cu RT. Adică presiunea din stânga va fi numărul de moli din stânga este nu 0 minus delta nu, adică minus nu 0 înmulțit cu n minus 1 supra n plus 1 supra volum înmulțit cu RT. Adică presiunea în stânga va fi nu 0 lângă 1 minus n minus 1 supra n plus 1 înmulțit cu RT și totul supra volum. Și atunci presiunea din stânga va fi aici, dacă facem calculul, vom avea n minus 1 minus n plus 1, n se reduce și voi scrie așa, 2 nu 0 supra n plus 1 înmulțit cu RT supra V. Și am găsit expresia pentru presiunea din stânga, care nu ne spune încă mare lucru, dar dacă scriem ecuația termică de stare pentru starea inițială, P0 ori V este nu 0 RT, de unde rezultă că P0 este nu 0 RT supra V, atunci observăm că am nu 0 RT supra V și în expresia presiunii din stânga, care este, așa cum am spus, P0. Și atunci, presiunea în stânga va fi egală cu 2 supra n plus 1 înmulțit cu P0. Am găsit expresia presiunii din stânga în funcție de presiunea inițială și de n, care este numărul care ne arată de câte ori vreau să fie mai mare presiunea în rezervorul din dreapta decât în rezervorul din stânga. Și dacă voi face aceleași calcule pentru presiunea din dreapta, și acolo voi avea nu 0 plus delta nu, atunci voi găsi că presiunea în dreapta este 2n supra n plus 1 înmulțit cu P0. Și înseamnă că am răspuns la prima întrebare. Știu cât trebuie să fie valorile presiunilor în cele două rezervoare atunci când în rezervorul din dreapta presiunea este de n ori mai mare decât în rezervorul din stânga. Vă rog să observați că, într-adevăr, dacă împart PD la PS, dacă fac raportul presiunilor, se simplifică tot în afară de N. Deci, într-adevăr, PD supra PS este N, deci am respectat cerința din problemă și avem expresiile celor două presiuni. Și acum să găsim rezolvarea pentru a doua întrebare.
Vă amintesc întrebarea. Câte curse dus întors trebuie să facă pistonul pompei pentru ca presiunea în rezervorul din dreapta să devină de N ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga? Să vedem cum variază presiunea în rezervorul din stânga cu fiecare mișcare a pistonului pompei. Să nu uităm că avem de-a face cu transformări izoterme. Și în transformările izoterme, produsul P ori V este constant. Produsul dintre presiune și volum este constant. Înainte ca pompa să înceapă să funcționeze, produsul pentru presiune și volum, dacă ne gândim la rezervorul din stânga, era P0 înmulțit cu V. Acum, vă rog, uitați-vă pe desen și gândiți-vă că pistonul pompei a coborât. Atunci, înseamnă că aerul din rezervorul din stânga, care până acum ocupa doar volumul V mare, acum ocupă volumul V mare plus V mic. Să notăm volumul corpului de pompă cu V mic. Și atunci, presiunea scade, pentru că a crescut volumul. Și vom avea o altă presiune, să notăm cu P1, pe lângă V mare plus V mic. Deci produsul dintre presiunea după ce a coborât pistonul pompei pentru întâia oară și volumul pe care îl ocupă acum gazul este P1 pe lângă V mare plus V mic și, așa cum am spus, pentru că transformarea este izotermă, cele două produse trebuie să fie egale. Și asta înseamnă că presiunea P1 va fi egală cu P0 înmulțită cu V mare supra V mare plus V mic. Acum pistonul urcă și împinge aerul din pompă în rezervorul din dreapta. Și acum în rezervorul din stânga avem presiunea P1 și produsul dintre presiune și volum este acum P1 ori V. După ce pistonul va coborî a doua oară, presiunea scade la o altă valoare, să-i spunem P2, iar volumul crește din nou de la V mare la V mare plus V mic. Adică aerul care ocupa doar volumul V mare înainte de a coborî pistonul, acum a intrat și în pompă și ocupă volumul V mare plus V mic. Și atunci, produsul este acum P2 pe lângă V mare plus V mic. Și din nou trebuie să avem egalitate, pentru că am avut o transformare izotermă. Și rezultă de aici că presiunea P2 este P1 înmulțit cu V supra V mare plus V mic. Dar presiunea P1 este P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic. Și atunci presiunea P2 va fi P0 înmulțit cu V mare pe V mare plus V mic la puterea a doua. Dacă vom continua cu calculele, vom observa că după a n-a cursă a pistonului, presiunea pe indice N va fi egală cu P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic la puterea N. Deci după ce pistonul face N mic curse dus întors, presiunea în rezervorul din stânga va avea această expresie. Dar noi știm cât trebuie să fie presiunea în rezervorul din stânga dacă vrem ca presiunea în rezervorul din dreapta să fie de N mare ori mai mare. Ea trebuie să aibă această valoare. Și atunci punem condiția ca P indice N să fie P indice S. Și obținem P0 înmulțit cu 2 supra N plus 1 trebuie să fie egal cu P0 înmulțit cu V mare supra V mare plus V mic la puterea N. Și bineînțeles că această ecuație se poate simplifica cu P0.
Și pentru că pe noi ne interesează numărul de curse pe care le efectuează pistonul, n mic, logaritmăm această expresie și vom avea logaritm natural din 2 supra n plus 1 trebuie să fie egal cu n mic înmulțit cu logaritm natural din v mare supra v mare plus v mic. Și de aici rezultă că n este egal cu logaritm natural din 2 supra n plus 1 supra logaritm natural din v mare supra v mare plus v mic. Mai avem o mică problemă, și anume noi nu știm cât este nici v mare, nici v mic. Noi cunoaștem doar raportul, problema ne dă raportul dintre v mare și v mic, și anume ne spune că raportul v mare pe v mic este egal cu kappa. Și atunci putem scrie că v mare este kappa înmulțit cu v mic și v mare supra v mare plus v mic devine atunci kappa înmulțit cu v mic supra kappa înmulțit cu v mic plus v mic. Și dacă simplificăm cu v mic, obținem că raportul v mare supra v mare plus v mic se poate înlocui cu raportul kappa supra kappa plus 1. Și atunci relația noastră devine n mic este egal cu logaritm natural din 2 supra n plus 1 supra logaritm natural din kappa supra kappa plus 1. Mai e o mică problemă pe care o putem rezolva mai mult pentru frumusețea formulei, și anume cei doi logaritmi au amândoi valori negative, pentru că ambele fracții, care sunt argumente ale logaritmilor, sunt subunitare. Așa că putem să le înmulțim pe amândouă cu minus 1 și obținem în final că n mic este logaritm natural din n plus 1 supra 2 supra logaritm natural din kappa plus 1 supra kappa. Relația finală care ne permite să calculăm câte curse dus-întors, n mic, trebuie să facă pistonul pompei, pentru ca raportul dintre presiunea mare și presiunea mică în cele două rezervoare să fie n mare. Și vă rog să observați ceva, că dacă punem condiția ca n mare să fie 1, adică raportul presiunilor să fie 1, ceea ce înseamnă că cele două presiuni trebuie să fie egale, atunci la numărător voi avea logaritm din 2 pe 2, adică logaritm din 1, adică 0. Și asta înseamnă că numărul de curse pe care trebuie să-l efectueze pistonul este 0. Păi da, pentru că presiunile sunt egale de la început. Nu trebuie să lucreze pompa ca să le egalizeze. Dacă vreau să fie egale, pompa nu trebuie să lucreze. În felul ăsta am și verificat, într-un fel, dacă formula este corectă sau nu. Și în final avem o aplicație. N mare este 19 și kappa este 10.000. Să vedem ce valoare obținem în acest caz pentru n mic. N mic va fi logaritm natural din 19 plus 1, 20 supra 2, 10 supra logaritm natural din 10.001 supra 10.000, adică 1,0001. Logaritm natural din 10 este aproximativ 2,3. Iar logaritm natural din 1,0001 este aproximativ 10 la minus 4. Și asta înseamnă că n, în acest caz, este 23.000. 2,3 înmulțit cu 10 la a 4. Deci, dacă vreau ca
presiunea în rezervorul din dreapta să fie de 19 ori mai mare decât presiunea în rezervorul din stânga, atunci pistonul pompei din problema noastră trebuie să efectueze 23.000 de curse ca să ajungem la acest raport. Asta a fost problema pentru azi. Sper că v-a plăcut și mai ales sper că vă va fi de folos la rezolvarea altor probleme asemănătoare. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!